În ultima vreme au apărut în comerț o serie de noi produse din import, utile, foarte utile, fiecărei gospodării. Ne-am interesat de ce aceste produse nu sunt însoțite de o notă explicativă în limba română și ni s-a răspuns că nu este necesar, întrucât este de ajuns să citești ce scrie pe produs ca să înțelegi la ce folosește și cum se întrebuințează. Să luăm de pildă acest plic delicat, conține etelize sito. Cum se întrebuințează? Foarte simplu, întoarcem plicul și citim. Zevese isebebebe tetelehe. Tetelehe pergic zargarepa. E clar. Sau, acest elegant flacon vars. Cum se întrebuințează? Foarte simplu. Cocosipolili nanagugu. Nanagugu? Dar fiți atenți. Nu cumva să dizuravic și nici nagrezevac. Dacă ați cumpărat un flacon de glacidet, glacidet, mai întâi va trebui să pomeru tabulca. Apoi protopocremen, un litru și pe urmă pauzit în virop cu 5 grade. Și în rest, nenapadă o zaguga. Deci, stimați telespectatori, ne ratovilasata mumu, adică vă mulțumim pentru atenție.